Pe aceeași frecvență cu tine, Europa FM. Suntem într-adevăr pe aceeași frecvență, on air și acum și online pe pagina de Facebook Radio Europa FM, pentru că avem rațiunea zilei. Cătălin Striblea a venit. Salut, Cătălin! Salutare tuturor! Nu vin cu vești bune. Nu vin cu vești bune? Nu vin cu vești bune. Hai să vorbim despre creșterea asta galopantă a cazurilor de infectare cu coronavirus în România. Da, ceva se întâmplă și încercăm să aflăm până la urmă care este motivul. Imediat. Rațiunea zilei cu Cătălin Striblea la Europa FM. Numărul de cazuri noi de infectări cu coronavirus de la o zi la alta s-a dublat. Astăzi sunt 4.000, aproape 4.000 de cazuri noi, cred că lipsesc 4. Și ieri erau în jur de 2000. 2000 și un pic. Este o creștere spectaculoasă petrecută în doar o zi și care ne arată cât de puternică și cât de infecțioasă este această nouă tulpină Delta. Toate decesele raportate de acum înainte vor fi raportate cu tulpină Delta. Au fost și 96 de decese, atenție, raportate astăzi. Așadar, trebuie să fim cu mare, mare băgare de seamă, căci aceste cifre nu vor face decât să se mărească în perioada viitoare. Ne-am relaxat prea mult? A fost prea puternică și relaxarea de peste vară? În mod evident. În mod evident, au fost evenimente mari, a fost aglomerație pe litoral, dar nu numai asta, au fost spectacole foarte multe, dar au fost și mii de evenimente private. Nunți, botezuri, cumătrii, de altfel județul Satu Mare, unde este deja zonă galbenă, ca să spunem așa, în România, este unul cu numărul cel mai mare de infectări. Autoritățile locale de acolo spun că asta se datorează faptului că, în mod obișnuit, tradițional, în luna august, lumea revine din străinătate și se fac petrecerile de nuntă, nunți, botezuri, cumătrii, cum se spune. Sau pur și simplu de reîntâlnire. Sau familia, de reîntâlnire. Oamenii de au stat de vorbă. Exact. Știm foarte bine, suntem onești aici. Nu ne mințim unii pe alții. Nu se aplică niciun fel de regulă la acest tip de evenimente. Așa cum nu s-au aplicat toate regulile decât la intrare, probabil, la festivalurile de săptămâna trecută la Untold și la Saga. Adică n-ai văzut oameni cu măști, înțeleg că acolo s-a intrat pe bază de vaccinare, certificat și testare. Testare acolo, dar să nu ne ascundem, știm bine că astăzi și un om vaccinat poate fi infectat și poate fi purtător. El are șanse mai mari să scape de boală grea sau, Doamne ferește, de ceva mai rău, dar virusul îl poartă și cei vaccinați. Adică aici, într-o măsură mai mică, în condiții mai grele, dar se întâmplă chestiunea asta. Se mai întâmplă să ai și certificatul, dar să nu fii vaccinat. Trec peste această poveste, sigur că n-aș vrea să cred că acest caz de corupție înfiorătoare în România este extins și pe viață și pe moarte, dar există cazuri nenumărate. S-au luat, sau se discută ceva restricții pentru perioada următoare? Eu am în familie un botez, de exemplu, săptămâna viitoare. Înțelesem că se discută ca la astfel de cumetrii, cum se spune, la anunț botezuri, se intre doar pe bază de certificat. Se așteaptă ca în viitoarea decizie, ca în viitoarea ședința guvernului să se ia o astfel de hotărâre, dar aici intervine întrebarea mea, adică și cum se va întâmpla? Cine va verifica și în ce măsură va hotărâ că un om participă sau nu? Dacă va veni un cetățean la nuntă chiar potrivit legii cu certificat de vaccinare, îl va primi sau nu? Eu am fost vara asta în străinătate, dacă nu aveai certificat de vaccinare, nu intrai în restaurant. Și te verifica chelnerul, nimeni altcineva. Atât se poate. Da, te verifica chelnerul, nu exista caz, am urmărit și ceilalți străini care erau în jurul meu, nu exista să nu prezinte cineva certificatul de vaccinare, n-am văzut, bănuiesc că atunci când nu aveai certificatul, nu te primea și bănuiesc că dacă făceai scandal, venea cineva, poliția, vreo autoritate. N-ai văzut pe nimeni cu... 10 euro. Nici nu a existat discuția înainte de a face orice, înainte de a se purta orice discuție, ne-a cerut să punem pe masă certificatele de vaccinare în care chelnerul s-a uitat, cum ar spune cineva la noi, dar ce competență aveți dumneavoastră să ne luați temperatura? Primele discuții, da, la apariția pandemiei. Nu a existat discuția asta. Voi acolo... și hai să fim onești cu noi. Nu am avut restricții majore,
Iar vara asta ne-am purtat de-a dreptul normal, adică... Ne-am relaxat prea mult. Ne-am relaxat prea mult. Acum, măcar acum, în al 12-lea ceas, să zic să fim cu mare atenție și cu mare băgare de seamă unii cu alții, să nu suferim mai mult decât trebuie sau decât e momentul acesta. Cătălin Striblea, mulțumesc de găsit înregistrarea de la rațiunea zilei pe pagina noastră de Facebook Radio Europa FM și pe site-ul europafm.ro. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine.